Patru persoane și-au pierdut viața într-un teribil accident de circulație care a avut loc ieri pe un drum național din județul Vrancea. Astăzi au apărut în spațiul public și imagini ce au surprins exact momentul în care cele două autoturisme s-au lovit frontal, filmate de o cameră de bord de pe un alt autovehicul. În imagini se poate vedea cum șoferul unei dintre cele două mașini a pierdut controlul volanului și a intrat în plin în celălalt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Accidentul a avut loc pe șoseaua E85 între Adjud și Focșani. Din primele cercetări a reieșit că un autoturism înmatriculat în județul Constanța a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism înmatriculat în județul Bacău. În urma coliziunii, alte două persoane au fost rănite grav și au fost transportate la spital. Autoritățile au activat în acest caz planul roșu de intervenție, iar în operațiunile de salvare a fost implicat și un elicopter Smurd.